Aproape 333.000 de persoane ar locui în Transnistria, iar 91% dintre ei dețin cetățenia Republicii Moldova, arată o statistică de la sfârșitul lunii august a celor de la Agenția Servicii Publice, ceea ce în funcție de estimări constituie între 71 și 95% din totalul populației din stânga Nistrului și din municipiul Bender. Informația vine în contextul în care săptămâna trecută liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a declarat că în stânga Nistrului ar fi locuit 150.000 de cetățeni moldovi, moldoveni și ucraineni, ceilalți fiind cetățeni ai Federației Ruse. Except în zona transnistreană, Republica Moldova are o populație de doar 2,6 milioane de persoane, nu de 3,5, cum era prezentată oficial situația după recensământul din 2014. În iulie anul acesta, Biroul Național de Statistică a revizuit în scădere numărul populației, luând în considerare numărul moldovenilor care au plecat peste hotare și în ultimele 12 luni nu au locuit pe teritoriul țării.